Acest domn Iuraș, care îl cheamă Vladimir Ilici, a fost la mine la audiență undeva pe 20 ceva septembrie. Pe urmă mai fost pe 7 noiembrie, imediat după ce am venit de la depunere de flori. Pe urmă mai fost încă în noiembrie. Eu îl cunosc foarte de mult pe dumnealui. El a fost director la o întreprindere foarte solidă din Tiraspol. A fost persecutat de regimul smernovist. Chiar a fost nevoit să trăiască mai multe luni în afara Transnistriei, și în Moldova, și în Odessa, și în alte localități. Și aceasta a fost în primare, cu părere de rău. El a făcut-o, cine poate să facă? Că aceasta este primul și unicul caz până astăzi din acest sediu când s-au făcut așa fel de imprimări. Așa că să ne spun, el a numai ce, vreo 20 minute în urmă, a contactat-o pe domnișoara din anticameră și a spus, transmiteți-l lui Voronin, că eu n-am nimic comun cu această imprimare. El trebuie să caută la dânsul în masă, sub masă, jucioașele, nu știu ce. Dar specialiștii în domeniu vorbesc despre ce. Dumneavoastră ați vizionat? Da. Vedeți că vocea lui este pronunțată foarte bine, foarte așa cum ne auzim noi unul pe altul acum. Vocea mea este cu mult mai departe. Ceea ce înseamnă că la dânsul magnetofon a fost în buzunar așa și a pus și el a venit cu acest magnetofon și dacă luați și analizați, că eu numai și înainte de dumneavoastră am luat și am citit special, mi-am dus băiat să citesc pentru că eu am știut că ați mă întrebat. Dacă analizați întrebările, el a venit ca un jurnalist profesionist, ca interviu. Toate întrebările sunt puse în calitate de interviu. Nu e discuții care apare de sinistrător dacă noi ne-am întâlnit doi oameni cunoscuți și discutăm despre ceva. Dar e un interviu. Asta a fost scop, a venit dumneavoastră. Ați intuit atunci, domnul președinte? Nu. Eu am cunoscut, am avut mai multe întâlniri. Eu vă spun, l-am ajutat la timpul respectiv să salveze, să nu aibă probleme și multe alte chestii.